Bang memblokat. Kam dia blokat dia. Salutare tuturor și bine v-am găsit, măi prieteni, la un nou episod de GTA 5 Online. Salutare. Ia zi, mă, prietene, ce mașchinet avem noi aici? Un Corvet. Bă, cam da, eu asta cred că este un Corvet. De la Fine, așa. De la Fine, așa, 2020 edition. Ei bine, băieți, pentru început, nu uitați acolo de butonajul de like. Geo urcă aici în bolidul meu de sute de mii de cai și de euro. Ei bine, dacă vă întrebați, băieți, de ce avem mașina roz, ei bine, nu știam că am garajul ăsta gol. Bine, mi-am cumpărat altul ca idee. Și am zis că, bă, să le diferențez în garaj. Uite, bă, că scrie și în spate, cochet, tu vezi? Uite, bă, Geo, ce scrie în spate. Vezi? Aici, bă, alo, bă, tehnologie germanică, tată. Americană. Spoilerul? E fain așa, dar e cam ciudat. Bă, da, chiar sunt gros cum se tunează. Vino cu mașina ta până la ala de tuning. După intri cu mine să-mi spui cum vrei să o tunăm. Și după, nu știu, vedem ce facem. Aș merge cu ea pe Cilia, că sincer e un fel de supercar. Și nu știu cât de bine s-ar descurca. Dar băieți, eu zic că o să fie nebune. Avem o groază de mașini. Bă, maimuța cu patru ochi. Fără mișto, Geo. Fără mișto, lasă-mă și mine că nici una... Dar de ce pui frână? N-am asigurare la ea, Geo, tată, mă pun ăsta să plătesc, aoleo, bă, băiatule, bă. Bă, nu-i vina mea, că tu pui frână. Bă, eu-i pune o frână, Geo, dar și că e din Transformer, sincer să fiu. Arată destul de fain, ai ce zice. Dar, sincer, rozul ăsta nu prea o caracterizează, să zic așa. Lasă, tăticuțu. Că o facem acum și ca... Hai, orică cu mine aici, ca să vezi tu ce se întâmplă la bordul unei mașini de sute de mii de euro. Haide, tăticuțu. Băi, nu știu cât ar costa mașina asta în realitate, dar îmi plac sincer și jantele. Din câte am observat, e ceva de și la jante. Geo, s-a băgat o categorie nouă. Bă, nu-l omoră pe ăla! Că nu omoră și el pe noi. Are aceeași mașină, tot cochet. Văzut? E cochetă, băi, alo! Invetero, cochet de 10, sport. Bă, sună bine, să zic așa, și pentru și cu numele astea. Hai să-i punem aici armurica, ceea ce Geo nu prea poate să pună. Bă, da, uite să vedem, uite-te un pic la bara din... Mamă, Geo, uite la asta, tăticuțu. Asta, tăticuțu, asta. Mai în spate? Asta? Asta. Nu, e urâtă, bă, ce ai? Nu-mi plac bețele alea, gen, nu-mi plac, asta, tata. Uite, aia aveți în spate, ce... Aoleo, ce urâtă e asta cu... Bă, nu-mi plac alipioarele alea. Da, uite asta, zic și eu, nu? Da, asta e ciudată. Asta e cea mai șmecheroasă. Bă, nu știu, de tine, dar mie chiar îmi place Corvette-ul, ca marcă, să zic așa. Nu știu, care părerea ta, Geolic? Mamă, Geo, cum se tunează, ia zi, așa cu 4 sau cu 2? Eu zic că cu 4, așa. Alea cu 2, așa. Bă, așa, dar uite ce șmecher e diffuser-ul ăsta, dar și asta cu 2 e șmecheră. Da, asta e parcă mai agresivă. Nu, ăla e mai frumoasă. Zi dintre astea două, care vrei, așa cu carbon sau fără carbon? Ăla cu linița aia roz micuță. Asta, nu? Aia zic, tăticuțu, da. Grila din față. Bă, facem din carbon, zic, nu? Da. O faci un pic și mai ușoară, toată lumea e fericit. Bă, da, dacă te gândești, eu știi cât ar costa, să zicem, în realitate, o grilă de genul? Cred că câteva mii de euro bune. Bă, nu știu, îmi plac destul. Uite, asta e. Da, asta arată bine. Ce zici, mă, Geo? 6ix9ine style. Arată bine, dar nu prea e genul meu, sincer. E colorat, așa, mă înțelegi? Chiar arată bine și cu jantele astea roz. Poți să-i lași pe mijloc, dacă vrei. Așa arată fain, mă. Astea? Mai sport, așa. A, uite, asta neagră, da, ce zici? Arată ok și asta. Tu de care zici astea? Nu-mi plac astea. Asta arată fain, că sincer nu prea am văzut mașini cu designul ăsta pe GTA până acum. Aici număr de matriculare aferent, take it easy, baby. Să vedem ce culoare o facem, Geolică, fără frică, care are hâțul. Mamă, cât de bine dă pe grie, ești nebun. Ia zi, mă, Geo, uite griul ăsta. Eu sunt blocat acolo, în spate, nici nu pot să mișc camera. Păi nu, trebuie să ai dai, nu vezi culoarea? Griul ăsta? Cât de tare e? Ba, da. Bă, sincer, pe Corvette ar da bine cam orice culoare, uite și tu. Ar da bine un alb. Dar albastru, eu știu că Corvette e mai degrabă albastru, albastru sau alb, un vișeniu așa, un vișeniu așa. Mamă, și așa maroniu, bă, toate arată bine, tu vezi? Gen, tot așa, uite un și ăsta e tare. Seamănă, aduce un pic culoarea asta a forgete, dacă știi ăla nou. Dar și griul ăsta îmi place, nu știu. Care, zic, tu de care zici? Ce culoare zici să luăm? Roșu? Asta arată. Asta? De tot roșu închis. Asta? Da. Da, vai dreptate. Uite și tu la spatele ăsta, Geo, cum arată, ești nebun la căpățâni. Ia să vedem, secondary color. A, uite, schimbă aia din spate, ce culoare să o facem? Aș face o albă, sincer.
dunga aia. Da, fă albă. Dar nu, e nu fă albă, că arată urât. Da, altceva mai schimbă în afară de... A, uite bă, uite-te pe jante, uite, schimbă jantele, tu vezi? Mă, Gen, negru. nu-ți place așa cu galben? Mie îmi place, că uite, avem și farurile, bine, farurile, Da. semnalizările și interiorul așa un pic cu galben, bine. Mai ok, eu zic că e ok, sincer, și dă bine așa roșu cu galben, zic eu. Uite bă, că poți să schimbi și interiorul, să facem interiorul galben, dacă tot l-am făcut alea galbene, ce zici? Ia, uite-te tu din exterior să-mi spui cum arată așa cu galben. Păi eu nu văd, gen, că mi-e blocată camera. Bă, zic că e făinuț cu galben, dar merge și un alb, sincer. Și facem chestiile alea albe. Le facem aici alb nebuniile, băieți. Bă, zic că arată destul de fain, nu știu de tine, Geo, Ice White. Gata, tata. Roșu cu alb și cu negru, băi. E Transformers, mă, mașina asta, prieteni. Eu zic că merită un like. Uite, bă, că poți să... Ioi, bă, Geo. Ha? Nu, arată urât de capotabil. Într-adevăr, arată destul de urât, dar interesant treaba asta. No, lăsăm așa stoc cu culoare, nu că nu-mi place asta de carbon, sincer, e ciudat rău de tot. Da. Ok, Lasă roof așa stop. scopes, ioti bă, lapte cu miere, cu cereale, uite asta arată fain. Știi? Ioti, bă, Îi ioti. punem ventilația de asta să fie mai aerodinamică sau? Pune ventilația. Din față arată ciudat, dar din spate arată ochiuț, uite asta așa mai mare. Hai că da, pui No, pe merge. aia, nu. Mamă, Geo era să o vând, prietene. Și după poți, îi putem pune niște praguri așa un pic mai lungi așa, și un pic mai bazate, să zic. Le punem tăticuțul, că știți cum e, nu e. Și după poți să schimbi și spoilerul, gen, îl putem face din carbon, ce zici? Fă-l negru, fă-l negru. Dar la carbon, restul nu sunt Dar nu-i interesante. Uite și schimba. ăsta e fain, dar na, nu, bă. Ăla, Lasă-l stop, pe uite asta, laptop, pe da, laptop, e ăsta. super. Uite, putem pune și un fel de din asta, de să nu te bată soarele în față. Hai că da. Pune-i, pune-i, pune-i. Asta așa să continue sau asta de carbon? Pune-i pe la să continue. Asta? Pe la să Da, bă, dar continue, parcă merge. pare așa bădărană, tu vezi? Atunci nu-l pune. Nu știu, tu ce zici? A, fac ce vrei tu, e mașina ta. Hai că iată dacă e. Îl Eu pun? vin. Da, bă, ar fi Pune. fain să poți să o vinzi, dar nu prea poți. Suspensie, tata, o lăsăm pe burtă că știi ce zic? Bă, tu vezi că se turnează destul de mult, adică față de alte mașini. Uite, băi, vreau să vă arăt că s-a băgat o nouă chestie aici la jante, să zic așa. O nouă gamă, să zic așa, numită Street, Hai știi? că Nu o să da. punem, dar am zis... Mamă, Geo. Mamă, cum sunt Nu. jantele astea, bă, nebunule, tu vezi? Surâte, nu. Japan Racing, Nu, tot ce că arată vrei. urât. Cum să Arată arate urât. urât? Tu te bă de Păi aici, nu că poți astea să cele mai dacă le lași faine. așa gri, arată urât. Te vorbești, mai le fac calbe. A, uite. Nu albe, fă-le negre. Nu, mă, tată, albe, să fie așa, tot ce Ai tu, vrei. capul meu, ai și tu gusturi să mori. Bă, săracul Geo, bă. Bă, Geo, e mașina mea, bă, urâtule, uite Primul tare e. lucru pe care îl fac când mă dau din mașina asta o să fie să spar roțile astea urâte. Bă, uite tare arată. Zi tu că nu e cea mai tare. Bă, nu le spa... Sunt bulletproof, nu le pot sparge. Da, te pot omori. Aole, nu mă Ce omoară. zici de asta? Dar zi, închide și tu ușa asta, prieten. Bă! Nu mai face de ăsta, dar să o repar acum. Ai rost, mai un bar. Aoleu, tataie. Trebuie să-mi repar și eu mașina mea de lux și mai frumoasă ca ta de 10.000 de ori. Zici tu că e mai frumoasă mașina ta decât a mea? Da. Bă, nu ți-ar fi rușine, rușinosule? Ia uite, mă, tată, cât de Adică șmecher e dacă eu... spatele ăsta. Bă, Gio, nu știu, mă, tată, cred că e printre cele mai tari mașini de până acum. Băi, ce mai aici? Uite-le Iau și pe tu, adică, acolo, fac drift, tot ce drift. vrei. Tot ce vrei și Așa. ce nu vrei, prietene, ia uite-o. Tu faci drift așa ca mine? O Nu prea cred. pleacă, o Ia uite-l, bă, și pe al meu ce urât ești. Bă, urâtule, take it easy. Bă, Bă, băieți, nu dar eu știu, dați n-am și voi acolo în engine. comentariu o notă pentru mașchineta asta. Uitați-vă și voi cât de nebună este. Eu zic că merită un like, băieți, ia uite-o. A? Bă, ultima fiță, mă, prietene. Ultima fiță. Hai să ne punem și noi aici pe stradă frumos. Să-i dăm tar. Ce faci, bă, zorbești mașina? Take it easy, baby. Cine mă e Hai eu, că o bă, lovi-o. O băiatul? lovi-o, stai liniștit, o lovi-o și pentru tine. Hai Asta să că punem... n-am checkpoint. Hai că spun eu. Dar fii atent, o luăm pe la mare sau o luăm pe drumul ăla de țară, bine? Uite, spun checkpoint până unde începe drumul ăla. Și de acolo ne oprim și mai facem una off-road, cum ar veni, bine? Gen, îmi place... Bă, nenorociților! Ai de mama, am înțeles. Ai scăpat, las că pun eu băieții pe tine, nenorocitule. Bă, Geo, poți să pleci, ca să ai așa un mic avantaj, dai. Îți las 5 secunde. Da. 1, 2, 3, 4, 5, Trei am plecat. jumate, trei și un sfert, hai Am plecat bă! și eu, tăticuțu. Bă, se ține destul de făinos, dar îmi place foarte mult cum arată din spate, adică... Bine, cred că corvetul bate multe mașini la capitolul ăsta. Bine, și mașina aia m-a bătut pe mine, dar e ok.
Mă zgârie un pic, nu-i problema. Facem abiabilă, prieteni. Trebuie să depășesc într-o oarecare măsură, dar pe curbe pe aici e destul de periculos că sunt și oameni care, gen mașini care vin de sus, știi? Și tu ai un mic avantaj că deja ești în vârf și nu mai ai curbele astea curbicioase. Dar n-ai mă tată ce să spui, e fain, rău mașina. Mi-aduce un pic a... te-ai uitat la Transformers, mi-aduce un pic a Bumblebee sau cum se numea mașina aia galbenă? Tot un Corvette era așa ăla mi se pare, sau? Nu mai era parcă altceva. Nu era Corvette. Nu mai știu ce era, dar era, bă, oricum, de la... am înțeles. De la spate semăna destul de mult, să știi, Geo. Gen, mă înțelegi? Dar din față... Aaa, nu, bă, crezi că fentez drumul. Aaa, mă fentă el pe mine. Bă, și lovi frumusețe de mașină, mă, Geo. O, lovi C8-ul ăsta nebun. Mă, și din câte știu, Corvette-ul face și mașini destul de accesibile ca preț, adică... Cred că după Mustang e cam printre cele mai ieftine mărci, gen sport, știi? Are dacă te gândești... N-ai văzut nimic, nu? Am văzut că am trecut pe lângă tine. Gen începe undeva la 45.000 de euro sau ceva de genul. Adică mașină sport la 45.000 de euro cu motor de 6 litri sau nu știu ce motoare au pe ele. Gen pe... Ai ce zic? Eu zic că e destul de bine, mă, Geo, pe cochet, sport. Înțelegi? Gen fac cu și bătă ticuțul. Bă, sincer, din față mi-ar duce un pic Pagani Huayra, dacă mă întreb pe mine. O mașină care, hai, sincer, că, da. Nu prea e pentru toată lumea. Ce zici? Aici e drum drept, sigur mă e. Păi da, nu știu. Bă, asta e un... Aha, aha. Dar ăla se mai auge. Bă, nu-i corect. Ce bă, corect? Se băgară ăștia în fața mea. Bă, și interiorul e un pic cam... e interesant, dar e cam obișnuit interiorul, dacă mă întreb pe mine, nu e nimic special la el. Dacă te uiți la mașina mea, nici nu zici că mai e mașina. Serios, ia? Hai că... Bă, asta seamănă un pic, bine, din față, cu Mercedes-ul ăla, cum se numește, Telecapa, cred? Cred că da, un pic, așa, dar nu știu ce ar trebui să fie mașina ta, tot ceva american, ca așa, mă înțelege, uite, tată, cât de bine arată. Bă, geolică fără frică, mașina asta, bă, face toți banii, mă, merită toți banii, mă, Geo. Ce câștigă cel care ajunge primul pe ciliat? Păi, cine ajunge primul la checkpoint, nu. Deci fii atent, cine câștigă, gen cine urcă primul pe ciliad, îi va explora mașina celuilalt, ce zici? Fără reguli. Ai de mine, nu, bă, fără, bă, da, fără reguli, dar gen să nu mă omor, de exemplu, poți să-mi spargi cauciucurile sau geamurile, dar să nu mă omor. Păi și fără reguli, asta ce ar trebui să însemne? Hai că ajunsă la checkpoint, terminai primul checkpoint, te aștept și pe tine aici să luăm curba, bă, nu cred că pe aici trebuie să o luăm. Ce tare mașchineta aia, Geo, aolo, Gran Turismo, am înțeles. Eu cred că o să ai un mic avantaj pentru câteva secunde. Nu! Sau nu? Cum e, mă, tăticuțu, mă? Uite, bă, că nici măcar n-am motorul în față, l-am în spate, ești nebun? Bă, e rob de buget. Bă, nu știu cât de buget e mașina asta, dar sincer, jantele astea, băi, cred că sunt noua mea dragoste, Geo. Uite și tu cât de bine arată așa frumos. Bine, pe alb nu dau foarte bine. Dar totuși, forma asta, Geo, nu vrea cred că mai vezi. Bă, sincer, dacă ai fi lovit mașina asta în realitate, cred că și zgârietura asta, dar ar fi costat câteva mii de euro bune. Dar tu ce faci, mă, Geo, unde mai văd, sincer? Ia vezi, tată. Ia vezi, tată, interior, exterior, ești nebun, piele albă, tot ce vrei. Bă, sincer, nu știu, îți place să zic așa, piele albă, Geo, gen pe mașini? Nu. Bă, într-adevăr, e un pic cam pretențios, dar sincer, cred că merită efortul. Cred că da. A, bă, cât mai ai? Ești cu elicopterul? Nu, iar mai... Ce? Ești cu elicopterul? Poate. N-ai spus că n-avem voie cu elicopterul. Bă! Parcă n-ești. Iar am murit. Bă, n-ai voie cu elicopterul. Bă, am plătit elicopterul ăsta de 3 ori. Bă, tu vrei să mă sabotezi? De 3 ori m-au omorât. Cu părul crezi fără raza din coteț, ești nebun? Și nu știu nici să pilotezi elicopterul ăsta. Bă, chiar mă întreb acum. Da, fii atent că văd că plafonul meu e așa un pic cam, zici că acum cade. Oare gen o pot capota sau decapota într-un fel? Nu merge, a? Că știu că la Corvette e o chestie, gen cum e și la Jeep. Că știi că unele Jeep-uri sunt decapotabile la modul că... Zii repede, cu ce vrei să vin? Cu o mașină de aia? Au niște cleme, știi, niște prinderi. Cu după gen... sau cu motociclete? Ce vrei tu? Gen, mi se pare că la unele mașini, de exemplu, cum e și la Jeep, cum vă spuneam, gen, efectiv, o poți decapota la modul că cu mâna, știi? Gen, ai acolo un mic plafon și hâjonele. Ai, mă, tată, ce faci? Vin, pregătește-te că... Stai să punem checkpoint, bă, stai să punem checkpoint. Ce checkpoint, mă, că bă, mi-am pus singur, n-am nevoie. Da, nu-i corect. De ce? Da. Acolo e. Dar fii atent, vom face cine ajunge primul pe podul ăla, gen, de unde te arunci. Aaa, nu-i corect, am motocicletă. Păi și ai un avantaj. Bine, hai. Bă, stai că n-am zis start.
Vino înapoi. Păi tu știi cum unde mă dă civilizat cu spatele? Hai. Stai, ho, stai. Dar azi și mie vreo 5 secunde avantaj, că tu ai motocicletă. Nu. Ba o da. Egal. Hai. Tu ai mașină de lux. 3, 2, 1 și. Și nu uita că cine câștigă ei bubuie mașchineta celuilalt. Bă, stai așa un pic, motocicleta ta e furată. Dar fii atent, trebuie să o iei pe drum, n-ai voie să scurtezi drumul, bine? Ce reguli avem? Păi asta, gen, nu-l tragi, bine, dacă vrei să-mi tragi, îmi tragi doar la roți. Sau eventual dai peste mine și gen, nu tai drumul. Dar bine, nici să bubui la modul ăla. Acum înțeleg că tu ai ceva cu mine, Geo, dar, pe bune. Trag la roți, dar nu nimerez. Urâtule, mamă ce drum frumos, Geo, tu vezi? De când am mai fost pe drumul ăsta, bă, băiatule, bă. Uite și tu ce-i pe aici, sincer, să aduci mașina asta pe drum. Am înțeles. Bă, uite-l și pe aia meu. Ce faci, bă, greșești drumul, prietene? Las că vine mădălinăuț acum. Bă, ce fac cu drumurile astea? Am înțeles. Am înțeles, Geo, că mi-a dus mașina pe cocleaurile lui Dumnezeu. Bă, dar n-ai voie să tragi mine, că eu nu pot să te nimerești. N-am tras, n-am tras. Să poți să mă nimerești, gen. Bă, cum să n-am, mă, voie? Ai voie doar la roți, da? Doar da, la doar roți. La roți. Asta am zis, că doar la roți. Doar la roțile roțișoase. Bă, tu vezi ce drum fain, te-ai fost luată pe drumul ăsta? A, dar mă baz, mă. A, am înțeles. Dacă ai fi văzut ce am făcut, Geo, mi se prinsă mașina de copac, ești nebun? Vrei să te aștept cu mașina aia? Nu, nu, nu. Sau cum vrei? Treaba ta. Ha, îmi pun la Dumnezeu și înapoi. Să nu spui după că te-am bătut prea rău. Bă, mă bate, bă, urâtul, bă. Dar bine, mă, nu prea era corect, nu prea e corect, că tu ai motocicletă și gen. Tu nu mai ai cum să dai de copaci să te învârți așa în jurul lor. Tu dacă mori, ești mort la modul ăla, mă înțelegi? Eu cu mașina dacă mea care are gardă la sor de minus 2 cm, nu știu ce să zic. Nu știu ce să zic. Bă, nu știu dacă știi, dar înainte era un bug în GTA, efectiv când aveai mașina lăsată așa foarte jos, îți intra bara, îți intra la spoiler-ul, gen, cum îi spune, îți intra prelungirea aia de bară, gen, prin pământ. Și acum se mai întâmplă? Da, apare așa, am înțeles. Geo, mi-a părut bine să te cunosc, mă uitam după prelungiri de bară, eu. Mă uitam după prelungiri de bară, prietene, mi-a părut bine. Bă, dar care pot? Da, bă, Geo, că eu nu mai am șanse, cred că deja challenge-ul este câștigat. Dar bine, dacă vrei să-ți îndeplinesc o provocare, dacă nu vrei să mă omori, eu pot face și treaba asta. Eu pot să te omor și acum, dacă vrei. Bă, ce glumă bună. Ce glumă bună, bă, ce glumeți ești tu. A, nu crezi? Las, că nu vreau să cred. Cred că vine, repede, oricare. Hai, că greșit drumul. N-am mai apucat să trec cu ăla după tine cu sniperul. Bă, nu cu sniperul, urâtule, ce faci, bă, ai jucat mai să Sniper Hunter sau cum se numea jocul ăla, știi? Era un joc numit Sniper Round, dar nu știu cum se numea. Bă, dar ce fuge, bă, mașchineta mea? Bă, ai tracțiune spate, gen propulsie, ai, dar da. Ce să-i dau, bă, că m-au oprit să miroșu niște flori. Erau niște flori acolo, zambile, și vreau să le miros. Ce știi tu, bă, nu știi tu astea, arta florilor. Nu știu niciodată, ok. Aoleu, bă, Geo. Se duce greu pe curbe motocicleta asta. Păi, eu ce să mai zic, Geo? A mea fuge în curbe, la modul că asta cred că trebuia testată gen pe un circuit sau ceva. Era fain să facem un test, da, de drag race. Știi? Bă, dar chiar așa, uite, dacă vrei, în episodul viitor când vom prezenta alte mașini. Am înțeles, greșit iară drumul. Gen, să ții tu un avion, ai buzzard-ul? Sau bine, poți să ți-l chem eu, că mă înregistrez în CEO. Cred că da. Să facem gen cu o mașină care pare să fie foarte aerodinamică, foarte rapidă, să facem curse cu avioanele versus mașina aia. Vedem cam cât de rapid ar fi, știi, gen pe aeroport sau nu știu, vedem noi asta, știi? Dar zic, da, tu că n-ar fi fain. Asta, trebuie să mă înveți cum să conduc bazardul. Păi, de pe... după 8, 4, 6 și 2, gen butonașele alea din dreapta. Dacă le ai. Pot ăsta de tiring, gen de pe ciliad? Da, am sărit de pe ciliad înaintea ta, am înțeles. sunt deja aici la pod. Păi și azi, cum vrei să mă omori? Dar mă rog, cum vrei să-mi distrugi mașina? Dar vrei să fac o provocare în schimb? Tu alegi. Dar nu mă omor aici, mă omor jos. Mă omor jos. Stai, nu mă călca. Am ajuns înainte de a pe pod, îmi pare rău. Bă, am fost pe pod, bă. Gata, tata, am ajuns înainte de a. De ce? Am fost pe pod, n-ai văzut? Cu motocicleta, normal că o să mor. Dar bă, peste mașina mea. Te-mă că cobor încet, nu vreau să mor. Bă, ce slab. Cobor tu cu mașina mea, vrei? Nu. A, ce mârlămoi, bă, hai, Geo, nu-ți vrei. Ia-l de primul jos.
Hai, dă-i. Hai să te văd. Îi spune cum se vede din first person, prieteni. Bă, hai că se vede, sincer, mai cu palpitațiile. Bă, fii atent că după ce am pus gen sticker-ul ăla, acel sunroof, să-i zic așa, gen parbrizul ăla antisoare, gen prelungirea aia, să-i zic așa, fii atent că în interior știi ce ciudat se vede, zici că ești nebun, ți-ai lipit laxipil de ălea, ești nebun. Bă, Geo, dar nu știu, bomba asta stă ciudat acolo, ar fi normal, în realitate nu știu dacă ar fi rămas pe mașină. Yo, salut, prietene, ce faci? Bă, sări peste căpățâna ta, Geo. Sări peste căpățâna ta, eu, dacă-ți vine să crezi. Bă, mi se sparsă geamurile. Mi se sparsă geam, termopanile, Geo, la mașină. Mamă, Geo, îți dai seama cum ar fi să stai termopanele la mașină? Închise ermetic? Da, mă, băiatule. Hai că poți așa ceva. Termopane la mașină. Ce-a luat cum să nu poți? Ești nebun? Comanzi pe comandă. Nebun, le rabatezi după aia, nu le mai deschizi. Deschizi termopanul, Geo, rabatezi pe termopane, ești nebun? Mădălin style, comanzi pe comandă. Da, rabatezi termopanul, ești nebun? Hai că-l mai rabatez dacă e. Oh, uite, ajuns. Mamă, ce schimbe face mădălinul, zici că mă joc parkour. Vrei să facem niște episoade de parkour, Geo? Am înțeles. Hai că mai facem parkour. Hai că ajuns aici, nu știu, niazul fericirii, ajuns la râu. Eu ți bă, că seacă râu. Nu știu unde sunt. Hai că se cade mult dacă e. Bă, ce mașină faină. Vreau să fac și o poză de thumbnail. Bă, m-am blocat. Te-am deblocat eu. Ce glumă bună ai. Bă, scaunele mele sport. Auli, macarane cu brânză. Păi, dar mi-ai spus că te-ai blocat. Da, îți mulțumesc, m-ai ajutat. Dar vină înapoi, spre oraș. Nu. Oh! Ce om. Bine, tăticuțu. Te luai pe la spate, hare. Tăticuțu, ce ai făcut, mă, prietene? Are! E bine, bă, băieți, în mare parte cam asta o să fie episodul. Eu sper din tot sufletul că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, știți ce trebuie să faceți. Nu uitați acolo de butonul de like și cel de subscribe. Eu am fost Mădălin și ne desigur ne vedem data viitoare. Vă pup, pa, pa, jurnalilor. Haide!